Cu Lilia Razborski nu am reușit să discutăm din start. Imediat cum am ajuns în biroul ei, moașa șefa a fost chemată de urgență în sala de naștere. Așa cum totul s-a petrecut pe neașteptate, imaginile ar putea fi mai neordinare. Hai, eu gata. Da, da. Lilia Nicolaevna, salonul 2 naște. Vă rugăm... Naște? Salon, da? Naște, vin, repede. Lilia Razborski a primit nașterea unei fetițe perfect sănătoase, despre care spune că cine știe, poate va fi și ea o moașă dacă a venit pe lume în această zi. 4 kg. Vedeți că asta e o fericire pentru noi și pentru toți. Binevenit la ziua moașilor! Și așa în fiecare zi, 24 de ore din 24, Lilia Razborski alături de colegii de ei sunt mereu de gardă. 11 și 10 fetițe. 200. Ceea ce își doresc moașele și se roagă mereu lui Dumnezeu este ca copiii să se nască sănătoși. Noaptea nu am dormit, dar sunt fericită că toate nașterile au fost bine. Lilia Razborski activează de 37 de ani în calitate de moașă la Institutul Mamei și Copilului și spune că aici se simte omul potrivit la locul potrivit. Toate că am și universitatea, psihopedagogia terminată, dar nu e meu, aici e meu. Aici e locul meu. Moașa este ca o a doua mamă, spun angajatele de la Institutul Mamei și Copilului. Ele au grijă atât de mamă cât și de copil în primele clipe de viață. Ce sunt mânuțele tale, jucăriele tale, când ți-ai jucărică, tu te joci cu mânuțele. Așa este. Pui de omușor. În cei 37 de ani de activitate, Lilia Razborski spune că a avut emoții la fiecare naștere, pentru că a muncit cu suflet. Doamne, sunt foarte mulți. Nu le știu numărul, dar sunt foarte mulți. Și mă mândresc că sunt sănătoși. Chiar și pe pelușii din burtă ne-am învățat să vorbim cu ei. În acest an, din cauza pandemiei, moașele au fost felicitate altfel de ziua lor profesională. Familia noi o lăsăm și la sărbători și la toate... și duminicile, că suntem la gardă. Recuperare de rău, această pandemie ne-a dat multe bătăi de cap și iată că online ascultăm. Indira Știrbu activează de 40 de ani în calitate de moașă la Institutul Mamei și Copilului. De Ziua Internațională a Moașelor, ea a scris versuri. Femeia spune că niciodată nu s-a gândit că va deveni moașă. Moașă, ce cuvânt frumos și mlădios! E primul om văzut de bebeluș venind pe această lume din pântecele mamei. Dar a fost banal că de la început documentele le-am depus la școala pedagogică. Fiind faptul, mi s-a spus că nu am auz muzical pe atunci. Eu repede, cum a zis bunicuța, acușărcă, am luat și am plecat la colegii de medicină. Alți colegi au ținut neapărat să adreseze mesaje de felicitare moașelor. Mult succes pe teren profesional, să aibă nașteri ușoare și sănătate tuturor. Potrivit Ministerului Sănătății, în maternitățile din Republica Moldova activează peste 600 de moașe. În prezent, la nivel mondial, sunt 2 milioane de moașe. Această cifră constituie jumătate din forța de muncă globală în domeniul sănătății. Svetlana Turcu, Dmitri Parșukov, Accent TV.